Într-un fel sau altul, putem spune că progresul negocierilor pentru Albania este de departe mult mai important decât actul de calitate de membru în sine, pentru că pentru noi negocierile oferă toate mecanismele necesare pentru a transforma țara noastră și pentru a stimula reformele. În acest sens, procesul negocierii pentru Albania este un mecanism important de transformare. Comisia Europeană a recomandat că Albania merită să îi se deschidă negocierile în baza performanței în toate prioritățile. Vă asigur că România va rămâne același prieten și susținător ferm și activ pentru obiectivul european al Republicii Albania. Ne dorim în continuare ca toată regiunea să progreseze în drumul spre Uniunea Europeană pe baza principiilor meritelor proprii și îndeplinirii criteriilor de aderare în contextul angajamentului nostru pentru sprijinirea în continuare a politicii de extindere a Uniunii Europene. L-am felicitat pe domnul ministru pentru progresele țării sale, care au fost evidențiate de Comisia Europeană în raportul său publicat la 29 mai 2019, care conține o recomandare expresă referitoare la deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Albania, o recomandare pe care România o susține ferm și o va promova în continuare și în cadrul Consiliului European. Această recomandare, de fapt, este o recunoaștere a reformelor tangibile făcute de către Albania, despre care am și discutat în detaliu astăzi. Am reconfirmat omologului meu susținerea fermă a României pentru parcursul european al țării sale și am încurajat autoritățile albaneze să continue procesul de reformă, nu numai în contextul realizării obiectivului aderării la Uniunea Europeană, ci mai ales pentru efectele sale benefice, pentru economia țării și pentru bunăstarea populației. Am subliniat importanța reluării dialogului politic intern, important pentru stabilitatea țării și pentru buna organizare a alegerilor locale. Am salutat de asemenea buna cooperare a țărilor noastre în cadrul NATO, ținând cont de faptul că securitatea în regiunea noastră este indivizibilă, avem interese comune de securitate în regiune, în regiunea din care suntem, facem parte și susținem împreună politica porților deschise și în ceea ce privește Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.